Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava încearcă să țină sub control focarele de oreion declanșate în liceele din județ. După ce săptămâna trecută a fost declarată alertă epidemiologică în liceele din Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc, unde mai mulți elevi din clasele a 11-a și a 12-a au fost diagnosticați cu oreion, un alt focar a început să se contureze la Liceul Tehnologic numărul 1 din Câmpul Lung Moldovenesc. În rândul liceenilor din Fălticeni au mai fost diagnosticați încă 3 elevi la Colegiul Național Eugen Lovinescu, unde numărul cazurilor a ajuns la 18 îmbolnăviri, iar la Colegiul Național Nicu Gane s-au mai îmbolnăvit 5 elevi, numărul cazurilor ajungând la 21 față de 16 cât erau săptămâna trecută. În liceele din Câmpul Lung Moldovenesc sunt în prezent 3 focare de oreion. La Colegiul Național Dragoș Vodă au fost diagnosticați 12 liceeni, iar la Colegiul Silvic au fost până în prezent tot 12 cazuri de îmbolnăviri, numărul acestora fiind în creștere dacă ne raportăm la faptul că în cursul săptămânii trecute erau doar 7 cazuri. 10 dintre acești elevi au necesitat internare, 2 dintre ei fiind diagnosticați cu meningită urliană. Conform specialiștilor, după o perioadă de incubație de 21 de zile, apar primele simptome, cum ar fi febra, cefalea, dificultatea de a deschide gura, de masticație și de deglutiție. Apoi, în majoritatea cazurilor, apare o tumefacție dureroasă a glandei salivare, la început unilaterală, la peste jumătate din cazuri devenind bilaterală în aproximativ 3 zile. Cu cât copilul este mai mare, cu atât este mai mare și riscul apariției complicațiilor. Aceste complicații sunt totuși rare, fiind reprezentate de pancreatită, orhită, meningită, encefalită și surditate. Numărul cazurilor de oreion înregistrate în județul Suceava de la începutul anului este de 143 de îmbolnăviri, dintre care 57 de cazuri au fost înregistrate în cursul lunii trecute. Asta reprezintă o creștere uriașă față de anul trecut, când au fost 14 astfel de cazuri. În anul 2013 au fost raportate doar 5 cazuri de oreion. Medicii spun că la nivelul județului sunt mult mai multe cazuri de oreion care însă nu au fost raportate de către medicii specialiști sau de către medicii de familie. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava monitorizează atent evoluția îmbolnăvirilor din cele 4 licee unde au declarat focare de infecție. Este vorba despre licee nevaccinați împotriva acestei boli, vaccinul ROR fiind prins în schema națională de vaccinare abia din anul 2006.